Doar o oră până la închiderea urnelor, la 20:30 aflăm noi date de la Biroul Electoral Central privind prezența la vot. S-a schimbat electoratul. Da. Am ajuns la această concluzie în prima parte a emisiunii, foarte interesantă și care ar trebui să le dea bătăi de cap politicienilor. Eu aș simplifica și aș spune că o mare parte a electoratului, și anume 58,6% care sunt au beneficiază de o penetrare, apropo de prezența la vot, de o penetrare activă a internetului. Deci, practic, 58,6% din populația României este atinsă în mod direct de comunicarea prin internet, fie că sunt rețele de socializare sau așa mai departe. Deci acest mesaj se transmite în mod imediat dacă cineva vrea să facă chestiunea asta. Da? Eu n-aș spune că s-a schimbat, dar mai mult decât așa s-a deșteptat. Iar clasa politică a rămas în urmă. Nu, clasa politică nu există, n-a existat niciodată. Clasa politică trebuie să fie o clasă politică. Sunt oameni de calitate, că nu vreau să generalizez, dar sunt puțini. Clasa politică este formată din oameni care au avut tupeul, după Revoluție, să vorbească mai tare decât ceilalți. Să iasă în față. Iar cei, așa e normal după situația asta de Revoluție, după criză. Cei care aveau știință și care sunt oameni educați, oameni, când au văzut ce e la televizor, că era TVR1 și toată lumea se uita pe TVR1, pentru că avea audiențe de 80%, da? 90% care se uita la bulgari, deci lecanoși, deci la, deci de pe, da, lecanoși de țară, da, și era la Narușenia, nu la Lanula. Deci la, deci cei care, populația și-a dat seama, după toată povestea asta și așa, că de fapt sunt păcăliți. Acum, informația circulă mult mai repede. Și revin. La putere au venit cei care vorbeau mai tare. Și aveau tupeu și țipau la... Mai țineți minte cum erau discuțiile la televiziuni peste tot. Care era mai cu tupeu, la, te făcea praf și așa. Și prima campanie electorală. Așa și... Un om serios, un om educat și un asta. Și băi, mă bag în măcir la asta? Nu. Nu mă bag, nu știu cu tare și mai departe. Și atunci au ajuns un grup... de-a lungul timpului, nu toți, repet, oameni care au pregătire așa, dar foarte mulți s-au retras din chestiunea asta pentru că și-au dat seama că fac parte dintr-un grup care degeaba, în care degeaba își punea opinia că lucrurile erau aranjate. Bă, ce, tu ce vreau? Erau 10, 12, 15 oameni care stabileau, bă, pe ăla nenorocim, bă, ăla nu știu ce-i facem, bă, ăla nu știu ce facem. Și apărea unul educat la televizor și spun, la tribuna Parlamentului și spunea, domnul, așa, așa și pe dincolo, eu cred că așa... Ei ascultau, sigur, aplaudau. Treaba era rezolvată dinainte. Se știa exact ce se urmează să se întâmple. Poporul, populația, votanții, au început să realizeze într-un număr din ce în ce mai mare. Și atunci au spus, băi, ăștia, fără educație, fără școală, dom'le, noi avem politicieni care trebuie să hotărească cum înnoim și renovăm țara asta, care ies în străinătate doar să facă cumpărături sau să viziteze marea sau muntele sau nu știu ce astea. Politicieni, deci nu ai cum să reformezi o țară dacă tu n-ai umblat în lume activ, adică nu te-ai implicat în societatea de acolo să înțelegi cum funcționează societatea aia care merge bine, cum funcționează aia care merge prost și de ce merge prost, să fi fost acolo, să fi fost în toate părțile lumii, să știi 3-4 limbi străine, ca să poți să te înțelegi cu aia, că nu poți fi traducător să înțelegi ce se întâmplă acolo, da? Acum, sigur, nu toți trebuie să știe 3-4 limbi străine, dar ideea este că marea lor majoritate ar fi trebuit să o umble, de exemplu, dacă ar trebui să facă acum o regulă de alegeri, domnule, un om care nu a vizitat activ în sensul în care s-a implicat în viața curentă din țara respectivă, printr-o școală, printr-un curs de 2 săptămâni, de o lună, de nu știu ce, dar nu doar prezență și scrispe. Să înțeleagă ce merge, ce nu merge. Că și Petru, țarul Rusiei, când a făcut Sankt Petersburg, nu? S-a dus întâi, a umblat prin toată lumea, a văzut ce merge, ce nu merge și s-a dus și a... Petru, nu, era țarul... Petru cel mare. Da. A umblat în toată lumea, da, a umblat în toată lumea și după aia a venit să reformeze o anumită chestiune a Rusiei, da? O mare parte a Rusiei din asta. Deci, de asta și spun Petru cel Mare. Oamenii că... Deci, păi era asta... nu, era și mare. Avea era și mare, metri. Da. Avea însă umbla acolo. Deci, acum, ca să revin la toată povestea asta,
Noi suntem în fața unei situații critice, ca țară, după părerea mea. Și anume, avem de-a face cu un atac fără precedent, sau nu știu dacă spunem fără precedent în istorie, fără precedent în ultimii 20 și de la Revoluție, încoace, la adresa statului, la adresa autorității statului constituit român. Adică, instituțiile de bază, cum ar fi armata, jandarmeria, serviciile secrete, sunt atacate. Sigur, multe se curăță și apar tot felul de informații că s-au curățat și, și toate chestiile astea a scos și mizeria, cum ar fi protocoalele sau, eu știu, alte chestii de genul ăsta. Și n-ai cum să treci peste, să sar etapa, cum ar fi în cazul. Dar sunt atacate în mod direct de către oameni care, care au un interes împotriva statului nostru și a țării noastre. Și cel mai recent exemplu îl avem asta cu jandarmeria. Că auzeam și în emisiunile trecute și la noi aici, cum spuneau, domne, ăștia au gazat un copil de erau copii de 7 ani acolo în față. Păi tu când, un an cu o zi înainte, îl ai pe domnul, cum îl cheamă, Mălin Bot, fără niciun fel de aluzie. Deci, Mălin Bot, cu o zi înainte, spune să ocupăm guvernul. Știi ce înseamnă să ocupăm guvernul? Să trecem gardul și să spargem ca în 90-91 geamurile, ce? Să facem, da? Tu îți duci copilul ca părinte responsabil, îți duci copilul. Deci, repet, repet în sensul că am mai discutat în emisiunea trecute. Noi am avut, se numea mitingul diasporei. Sigur, diaspora s-a retras ca denumire ulterior, dar ideea este că nu e un atac la diasporă și la oamenii de bună credință care s-au dus în piață. Au fost foarte mulți oameni de bună credință, da. Și aș vrea să extragem, asta, să facem o diferență foarte clară. Tocmai asta spuneam. Oamenii aceia tocmai asta spuneam. Deci, marea masă era de bună credință. S-au dus acolo să manifeste. Dar, tu ai cu o zi înainte, pe toate posturile, pe toate site-urile, pe toate astea, acești domni care spuneau să ocupăm guvernul, adică să dăm o lovitură de stat. Asta înseamnă lovitură de stat. Să ocupăm guvernul înseamnă lovitură de stat. Sau 50% dintr-o lovitură de stat, ca să zic așa. Că sigur, trebuie să ocupi mai multe instituții ca să poți să dea o lovitură de stat. Dar în cazul ăsta, ai cu o zi înainte anunțul ăsta. Tu, ca părinte responsabil, îți duci la meeting, când știi că unii își pregătesc deja și știi pe aia de la rezist, care la aleargă pe ăla de la curtea... mă scuzați. Au fost proteste pașnice până atunci. Pe nu știu care parlamentar l-au împins, pe domnul, cum îl cheamă, care l-au împins, aia a fost înainte. Domnul deputatul de la Galați. Cum îl cheamă? Bagalbaș. Dar nu l-au bătut. Poți să-ți permiți să împingi... Nu-s de acord cu chestiunea asta, nu l-au bătut, asta spun. Păi ce înseamnă un om care a trecut de 50 de ani, dacă îl împingi, poate să se întâmple orice. Poate să cadă, să-l lovească cu capul ăsta. Deci nu îl cunosc, nu iau apărarea, nu știu dacă face bine sau face rău. Numai că instituția statului este atacată. Dacă, tu vezi toate astea la televizor și tu vii cu copilul de 7 ani de zile la meeting și după aia spui. De asta vă spun că este bine gândită, e bine gândit acest atac. Jandarmii, nenorociții ăștia de jandarmi au gazat un copii de 7 ani care veneau la meeting. Cine a adus pe copiii de 7 ani un părinte? Eu dacă aș avea un copil, nu l-aș aduce. Atenționați cu o zi înainte. Poate o secundă, nu toată lumea imediat. Știu de asta și mizat pe faptul că până atunci spunem, nu fusese probleme. Dar să spun de ce e băgat copilul de 7 ani. Era de bună credință. Să spun de ce copilul. În cinematografie, chestiunea asta se cheamă pornografie. Adică, încep filmul și în primele 5 minute... copilul ăla este omorât, tăiat, nu știu ce. Asta generează emoție în rândul spectatorului, automat. Când vezi un copil fără apărare că este omorât, atunci generează o stare de-asta... emotivă. Și n-ai voie să o faci. Bine, dacă ești cineast, de calitate. Că asta înseamnă că păcălești, că furi... Deci sunt anumite lucruri pe care trebuie să le induci o normă, fără să folosești. Asta e pornografie. Același lucru l-au folosit la acest meeting. Domnule, copil de 7 ani cu gazele și cu nu știu ce. În primul rând că părinții... Au fost foarte mulți oameni în trecere pe acolo. Ajungem imediat. Nu e apărarea jandarmeriei, dar nu a tuturor angajaților jandarmeriei. Corect. Acolo trebuie cine să existe... e vinovat să plătească? Da. Acum, acolo trebuie văzut
cine e vinovat să plătească. Corect. Da? Ulterior aflăm, din partea jandarmeriei, că au fost atacuri în mai multe locuri din țară de către niște membri, de către niște oameni care aparent nu aparțin nimănui și există prezumția că acești oameni ar fi s-ar fi organizat în manieră teroristă tocmai să se ducă la acest lucru în a fi atacată jandarmeria. Că dacă ați văzut în Consiliul Europei, era atacat mitingul 10 august fără să ai încă rezultatele anchetei. Dar au fost persoane la Bruxelles puse sub acuzare pentru aceste încercări? Păi, persoanele nu au fost puse sub angajare. Acum, întrebarea este, și dacă tot avem șansa să avem pe, eu știu, cel care poate să ne spună, sau poate să ne spună tuturor, eu știu, cu subiect și predicat, cum funcționează lucrurile, pentru a înțelege că aici e locul unde mă pierd, să zicem puțin la... Vorbim de cine trebuie să ancheteze un act de crimă organizată, de terorism, de... DICOT. E la întrebarea către domnul profesor, dacă știți mai bine... Așa-s românii. Proactiv. Nu eram proactiv. Foarte activ. Vreau să vă spun că a votat președintele și că asta citeam și v-am auzit pe final. Mulțumesc. Care este o direcție a parchetului general? Deci DICOT-ul trebuie să... Și dosarul ăsta este anchetat de DICOT? Da, este anchetat de DICOT, însă toată lumea vorbește de lovituri de stat. Nu, secundă, numai de DICOT? Da, de DICOT. Eu am văzut pe domnii de la jandarmerie la parchetul general. Păi da, am spus, DICOT-ul este o direcție a parchetului general. Dar nu era la parchetul general. Nu era la DICOT. Nu s-au dus la DICOT. Nu erau, dar se puteau... De ce nu se duc la DICOT? Pentru simplu, adică parchetul general poate să ia oricând un dosar de la DICOT să-l facă el. Păi și mi se pare corect, având în vedere că există prezumția unei mișcări organizate de tip terorist, a unei infracționale, să fie la DICOT direct? Nu. Asta este organizarea piramidală în toată lumea, nu numai la noi. Procurorul general e unul singur, e procurorul Republicii, cum este în Franța. Și el împarte dosarele. El este, nu. El este reprezentat peste tot de către un alt procuror. Până jos de tot. Da. Nu. Este o organizare la parchetul general care se ocupă de așa ceva. De anumită afacere penală. Da. DICOT. Și asta ar trebui să fie dusă de DICOT. Da. Dar parchetul general poate oricând, procurorul general ăla din capăt, oricând poate să ia dosarul de la DICOT sau de la corupție, de la DNA, și să-l dea unor procurori din cadrul parchetului general alții decât direcție. Dar asta presupune ca DICOT să fi început deja un dosar. Ori asta nu s-a întâmplat. A fost început din start de... Dacă dosarul s-a dat la... Deci, fără să acuz Procuratura Generală sau cei care se ocupă... Nu, încercăm să lămurim. Însă nu cred că au, expertiza... O secundă. DICOT-ului. Nu. Aia care sunt la parchetul general au expertiza sau experiența, cum se spune în românește, suficientă. Pentru că cei care sunt deasupra direcțiilor în celelalte parchete, de urmărire penală, de exemplu, sau de cercetări penale, de urmărire, că de cercetări la poliție, au experiența necesară pentru ca să ducă un astfel de dosar. Exemplu, au fost dosarul care, sau dosare, unele din dosare care sunt la parchetul militar, care e subordinea Procuraturii Generale, care au fost luat la Procuratura Generală. Da. Nu mai face Procuratura Militară treaba asta. Și o face... Dar mi se pare normal, totuși? Asta este organizarea parchetului. Dar O secundă. El n-are ce să caute la justiție. El trebuie să caute la guvern, la executiv parchetul. Așa s-a înființat în Revoluția Franceză. Și nici de cum să fie magistrați procurorii. Pot să aibă salarii deci, chiar atunci, mai mare, De ce nu se închide DICOT-ul? Păi sunt... Nu numai asta. DICOT-ul înseamnă Direcția de Investigare și Terorism. Așa. Având în vedere că e o acuzare de terorism în cazul ăsta, clară, în plângerile penale și în toate astea, și având în vedere că s-a întâmplat în mai multe locuri în țară, nu numai aici, și la Cluj, și mai multe locuri, și există această prezumție că e pusă la cale slăbirea statului român prin acțiuni de tip terorist, care, asta nu înseamnă teroristul ăla vechi, îmi pui bomba și sare în aer ceva. O faci pas cu pas, dar nu la chestiunea asta. Eu cred că acest lucru, cred,
Și, adică, și de asta vreau să întreb. Eu cred că acest lucru trebuie să meargă spre DIICOT, pentru că... Nu, nu. DIICOT-ul este numai o fracțiune a parchetului general. Procurorul general, cum a fost și în cazul procuratorii militare, poate să ia dosarul, să-l dea altcuiva din afara DIICOT-ului. Nu e asta obligator... și făcut. Da, nu e obligatoriu să fie pentru că în, la DIICOT, pentru că v-am spus, este... Nu e obligatoriu, dar totuși, dacă așa se cheamă, nu, poate nu, mai da, bine schimba numele. Nu. Acea persoană poate a lucrat la DIICOT sau să pricepe mai bine decât ăștia de la DIICOT. Nu pun să-mi semnă întrebări, nu-i cunosc. Sunt deasupra. Pe mine singurul care m-a deranjat e că întâi cei de la jandarmerie au fost chemați, iar cei clar identificați, că dădeau cu picioarele, cu bătele în cap, unui jandarm. Tot o chestie de politică. Ei nu au fost chemați în prima fază. Tot o chestie de politică. Asta m-a deranjat. Au fost puși și sub acuzare? Păi nu știu. Ideea este că primii care au fost chemați și pe care am văzut, deci domne, Ilie Năstase sau nu știu, m-am zis acum Ilie Năstase, se duce, spune ceva poliției pe stradă, îl prinde cu băutura, cu alcoolemia mai mare decât limita sau nu știu ce, și vine la treaba asta, zice ceva polițistului pe un ton mai ridicat, și atunci este acuzat de nu știu ce, ia asta, îi se face dosar penal și așa mai departe. Tot Mălin Bot, da, tot de Bot vorbim, la chestiunea asta, când ieșeau jandarmii, acum nu le iau apărarea, poate sunt vinovați, când ieșeau jandarmii, primii acuzați, deci tu te duci întâi la jandarmerie aia care te să apără statul. Asta e un semnal foarte prost dat trupelor. Oricine a făcut armata sau oricine a lucrat într-un sistem militar, de tip militar, știe foarte bine că tu trebuie să-ți mobilizezi trupele. Trupele își urmează liderul. Atunci când ai o suspiciune asupra cuiva, nu o faci publică, nu o faci imediat, îl tragi în interiorul conducerii, îl tragi pe linie moartă, să spunem așa, până duci această investigație internă întâi, să vezi dacă e vinovat sau nu, și după aia scoți la iveală, că poate nu. Că efectul este ăla dorit. Efectul dorit a fost să demobilizezi jandarmeria română, care e făcută din 24.000 de oameni. Și atunci, ăia sunt aia care ne apără pe toți, ca volum și ca efectiv, și școliți, ăia sunt cei care ne apără de eventuale situații de... Bun, dar nu toate dosarele sunt scoase de la DIICOT în legătură cu 10 august. În al doilea rând, se tot vorbește de lovitură de stat. Nu există infracțiunea de lovitură de stat în cod, în codul penal. Există trădare. Deci putem să facem o lovitură de stat? Nu, lovitură de stat poate e de nivel politic, dar nu e de nivel penal. Nu există. Bine, deci teoretic, dacă am vrea mâine să începem să ne organizăm într-o să dăm o lovitură de stat, glumesc. Eu ce spun? Acuile mele de rigoare? Nu, codul penal vorbește de elemente care țin de... deci domnul Mălin Bot avea de... O secundă. De elemente care țin de lovitura de stat la trădare. La trădare există niște elemente. Am auzit astăzi sau ieri, nu mai știu când, că Serhiu a comunicat DIICOT-ului faptul că nu au fost elemente ale lovitură de stat. Dar de unde știe Serhiu ce înseamnă lovitură de stat? Că nu e reglementat nicăieri. Eu întreb așa, în eter. Întreb în eter. Am codul penal aici. Eu oricum, deci, da, n-am cum să vă contrazic. Vă dați nu, am aici. Aș fi un elev de la total... Nu, citiți aici și o să vedeți că nu e așa. Uite. Deci n-aveau de unde să știe. Însă, probabil, acțiuni împotriva ordinii constituționale. Asta este ceea ce este infracțiunea de lovitură de stat, cum s-ar spune. Acțiuni împotriva ordinii constituționale. Adică modul în care organiza statul, da? Da. Și a spune și că mai departe, și atacăm guvernul cum e. Păi tot același lucru. Dar nu vorbim de lovitură de stat. Da, dar atacăm guvernul. Altceva. Da. Așa este. Păi și nu trebuie să intervine DIICOT aici sau, mă rog, să dea dosarul la DIICOT? Să intervină acolo, dar nu se răspundă SRI-ul că nu e o lovitură de stat. Okay. Păi, scuză-mă, dacă dacă nici SRI-ul nu știe ce înseamnă codul penal, nu știe ce înseamnă lovitură de stat, păi atunci și scuzați-mă. Oamenii SRI, eu niciodată, deci cu reprezintă, de i-a răspuns șeful SRI-ului la DIICOT.
Nu este un răspuns dat de oricine de acolo din de la serie. Pe baza unor informări date din dar nu există, nu există așa ceva. Nu, pe mine singura chestiune e că așa cum apăr jandarmeria așa română, și o apăr, și o apăr. Jandarmeria română. Da. Jandarmeria română apăr. Așa apăr și SRI-ul și SIE și toate instituțiile statului constituit. Deci n-am cum să atac, că înseamnă că mi-atac statul în care trăiesc și în care, de unde beau apă, da? Deci ideea este că sunt oameni care pot greși sau pot face lucruri, pot greși intenționat sau neintenționat, cu, de bună voie sau nu. Ideea este, la treaba asta, pe mine m-a deranjat că dacă un șef al jandarmerilor, nu știu nici cum îi cheamă exact, era pe domnul Cucoș, știu că a fost la noi intervenit toată, da? Dar erau toți aia acolo care veniseră. Și era domnul Mărin Bot, prietenul dânsului, okay, care se tea al dânsului, că tot ia apărarea. E prietenul mai degrabă al dumneavoastră, că a fost aici la măsuța asta, în locul Irinei. Deci, e la altă masă. Deci, e mai degrabă prietenul dânsului decât al meu. Eu nu mă ocup de angajări, nu sunt deci la treaba asta. Nu. Da. Bine, prietenul meu care nu mai e prietenul meu. De când duce acțiuni împotriva statului în care trăiesc, nu mai e prietenul meu. E dușmanul meu. Nici al meu nu e așa. Nu, al meu e dușmanul. Ca să ne înțelegem. Nu e cu aia că să o lăsăm mai moale. Că nu, tata, ăla este dușman. Un om care spune că atacăm guvernul este dușman. Pe de altă parte, și în cazul lui Mălin Bot, sunt niște acuzații foarte grave. Pe care le susțin și le susțineți, Mălin Bot, dacă dorește să reacționeze în vreun fel, pentru că au fost niște acuzații grave la adresa lui, bineînțeles. Nu, au fost acuzații care puteau fi și mai grave. M-am oprit. Pot să pun și o întrebare? Pentru domnul Bot, sau Mălin Bot, cum se zice. Când a dat un interviu înainte sau după... Personalității, academicianul Bot. Mă rog, revoluția asta din 10 august, revoluție între ghilimele. El și încă unul, nu mai știu care, avea în spate nu steagul României. Și steagul american și vorbeau de România. Știți de ce? Nu vreau să știu de ce. Pot să vă răspund? Da. Ca să ducă ideea care în spate că statul american îl finanțează să facă chestiunea asta. Vedeți? Că dacă era o chestiune... Deci acolo e o chestiune subversivă, clar. Da. Nu duci steagul ăluia care te finanțează acolo. Da. Tocmai pentru a nu ridica suspiciunea pe chestiunea asta, ca să zică că are acoperire în spate. Iar eu vă spun că nu are nicio acoperire americană la chestiunea asta. Așa, ați răspuns. Dar vă spun că nu este deloc tactic, ca să nu spun altfel, ca să pui steagul român, să spui steagul american în spate în condițiile în care spui că ești român și că ții cu... Îmi face special asta, o face special să arate că americanii vor să distrugă România. Dar nu e adevărat. Nu e adevărat, pe de-aia face. El face în slăbirea statului român. Autoritățile noastre sper că la un moment dat să se sesizeze, da. Și așa cum spuneam de domnul Dan Pazara, că a organizat toată această structură, cum le plăcea oamenilor din anii 90 să spună, mai ales prin 97, caracatița firmelor prin care spală bani, suveica prin care duc așa, printr-o inginerie financiară extraordinară, asta a făcut dânsul. Și în ceea ce îl privește pe domnul Pazara, trebuie să ne susținem acuzațiile. Ne susținem acuzațiile? Cu probe. De asta o putem face la tribunal sau în fața unui procuror, că nu așa... Probe, aia probele sunt aici. Televizorul. Bun, e bine să precizăm asta, că există niște probe. Deci există, ne ducem la procuror, ne ducem la tribunal, cu oricând dorește dânsul, mergem la treaba asta. E și soția dânsului implicată, atenție. Vin și eu acolo. Păi atunci și pentru soția dumneavoastră și trebuie să probăm acuzații. Așa pare, n-am ce să fac. Dacă e și dânsa, nu știu dacă... Deci, pentru toate persoanele. Iar toată chestiunea asta și îmi susțin și această idee, cu cunoașterea doamnei Mariana Gheorghe, fostă șef Petrom, OMV Petrom, da? Care la un moment dat se zicea că trebuie să ajungă prim-ministrul României. În momentul în care ajungea dânsa prim-ministrul României, ne numeam, făceam parte din CIS sau cum se cheamă. Deci ideea este că doamna Mariana Gheorghe, eu cred că este un român adevărat atunci când joacă România la handbal, probabil. În rest... Da, nu știu la ce vă referiți, dar
repet, trebuie să avem, Știe dânsa, are dânsa probele. Știe foarte bine unde a fost înainte, ce a lucrat, unde s-a școlit, cu cine a vorbit. Nu știu, eu nu știu despre ce este vorba. Și mulți știu treaba asta. Nu știu despre ce este vorba, dacă cineva vă va solicita aceste... Cu mare drag, oricând. Îmi anulez orice fel de drum, orice fel de lucru am de făcut, să mă prezint acolo unde trebuie să mă prezint. Ok, e bine că există aceste... Nu că e bine, că altfel nu o făceam. Așa am aflat și eu ce era în aceste documente. Deci, nu o făceam dacă nu avem așa ceva. A acuza un om de dragul de a acuza un om, mi se pare un lucru oribil. Atunci când ai probe clare că acel om a funcționat astfel încât să atace statul român, statul în care eu trăiesc și mulți trăiesc și eu cred că o parte, cel puțin din oameni, sunt în asentimentul meu, nu te spun asentimentul meu, în asentimentul meu astăzi, sau, mă rog, asentimentul României. Noi, când statul tău este pus și trăim în momente grele, credeți-mă, în moment, ceea ce am anunțat de foarte mult timp și ceea ce discutam de foarte mult timp și numai la postul nostru, pe teritoriul țării noastre are loc un război în momentul ăsta. Lumea ce domnule, vine ăla, am auzit prin tot felul de comentarii, iar începe ăla cu războiul ăla lui hibrid și cu nu știu ce, cu tare și... În 2012 începe. Da, da, și ne spune că, domnule, iar începe ăla, că e război la noi în țară. Deci, România anul trecut, dacă vă duceți aminte, era menționată de Statele Unite la absolut toate întâlnirile. Ca un stat puternic, aliat și așa mai departe. E, acum nu mai e doar Polonia. Pentru că în România lucrurile sunt neclare. Cine e la putere, ce face, care e legătura și sunt legături. Acum nu vreau să, că dacă spun, o să creadă lumea că am legătură cu Interpolul. N-am nicio legătură cu Interpolul în sensul ce s-a întâmplat în Costa Rica sau unde era la... Așa? Nu s-a întâmplat nimic. Îl cunosc pe șeful, nu ăsta actual, cel care a dispărut. În Costa Rica așa. Nu s-a întâmplat nimic. Nu da, nu, nu știu, dar a fost o situație. Nu are legătură cu chestiunea asta. Deci, când am avut o situație critică, am rugat intervenția cunoscându-l și a venit personal aici și ne-am dus pe o terasă publică, mi-am zis că să ne întâlnim într-un loc privat, ca să nu fie... Și unde eu am spus un cuvânt. Eu vreau să povestesc situația mea, nu? Un cuvânt. După aia două ore mi-a spus el ce se întâmplă. Cu cuvântul. Da. Grav. Foarte grav. Deci ei sunt la cunoștință, să știți. Deci nu trăim singuri. Și de asta, și dacă nu aveam chestiunea asta, tot o făceam. Pentru că am 44 de ani, am avut șansa să am o viață ok, țara asta să-mi dea ce am avut nevoie, am trăit bine și pe vremea lui Ceaușescu, nu pot să mă plâng. E momentul în care să dai ceva. Că dau prost, că dau bine, sunt alții care trebuie să o hotărască. Dacă sunt vinovat că am amenințat, că am spus ceva de cineva și nu e adevărat, să fiu băgat în pușcărie, să fiu tras pe rug, să fiu împușcat în cap, să fiu... Știți că sunt oameni băgați în pușcărie... Știu, și pentru mai puțin. Nu pentru mai puțin, pentru nimic. Pentru nimic. Deci, au fost niște erori ale sistemului întreg. Și dacă Statele Unite astăzi, părerea mea, asta e o părere, s-ar putea și să aibă altă părere, s-ar putea ambasada, ambasadorul să aibă altă părere, cât mai rămâne până în decembrie, ideea este că sunt păcăliți din 97 încoace, 96 încoace, sfârșitul 96 încoace. Și și-au cam dat seama, ăștia noi care au venit acum. Deci au dat seama și nu numai ei. Acum, intervenția de la Consiliul Europei, cu domnul Timmermans care ne trăgea de orechi, că nu știu ce n-am făcut, n-am spălat pe mâini, sau n-am tăiat unghiile, pe dinți, n-am pus șapca, nu ne-am pus... N-am înțeles ce trebuia să facem acolo, la întâlnirea aia. Legile justiției. Care legi? Ce articol? Bun, din păcate nici cu referendumul nu s-a înțeles foarte clar ce trebuia să facem. Revenim în foarte scurt timp, vom avea date de la Biroul Electoral Central privind prezența. ...87% în toată țara. Covasna în continuare cea mai mică prezență, Suceava cea mai mare, dar nici măcar în Suceava nu s-a atins pragul necesar, cel de 30%. 14,64% prezența în București. În câteva momente va intra în legătură telefonică directă cu noi și colega noastră Gabriela Mihai de la Biroul Electoral Central. Colegii mei îmi spun că e deja prin telefon și foarte bine.
Gabriela, dacă ne auzi, care sunt datele concrete primite de la Biroul Electoral Central? Bună seara! Așa cum menționai și tu, prezența la urne este de 18,87%. Asta înseamnă că până la ora 19 au votat 3.450.000 de persoane. Important de menționat este că nu se observă o creștere prea mare a numărului de persoane care au fost la vot în județul Covasna, rămâne în continuare pe ultimul loc cu un procent de 7,89 și de asemenea în continuare la ora 19 cea mai ridicată prezență la urne se înregistrează în județul Suceava cu 28,79%. Important de menționat este că și în capitală vorbim despre o prezență la ora 19 de 14,64%, iar cel mai mare număr de votanți în capitală a fost în sectorul 1 până la ora 19, acolo unde 17,25% de procente au fost la vot. Important de menționat este faptul că de la ora 16 și până la ora 17 numărul votanților a crescut cu aproximativ 3%, pentru că ne reamintim la ora 16 erau 15,21 de persoane care au fost la vot, în timp ce acum la ora 19, iată, ne arată Biroul Electoral Central, au votat 18,87% dintre români. Important de menționat mai este și pragul pentru a trece acest referendum. Și vorbim despre pragul de 30%. Așadar, mai sunt 2 ore până când oamenii pot merge la secțiile de votare. La ora 21, vă reamintesc că se vor închide toate secțiile de votare și știm că acest referendum s-a desfășurat pe parcursul a 2 zile. De menționat ar fi inclusiv și numărul votanților cu urna mobilă, mai exact puțin peste 45.000 de persoane au cerut urna mobilă pentru a vota, iar din totalul votanților de peste 3.450.000 de persoane pe listele suplimentare au votat aproximativ 374.000 de persoane. Mulțumesc pentru informații, Gabriela Mihai. 18,87% în 2 ore, puțin probabil. Cel mult să ajungem la 20%, să zicem. Da, oricum petrecem prea mult timp pe povestea asta, după părerea mea. Ultimele minute. Da, ultimele minute a ceva care, uite, în Elveția, de exemplu, sunt referendum pentru fiecare lege săptămânal. Oamenii se duc, adică și legi importante. Asta e sistemul lor de organizare. Dar acum era o chestiune supusă de dezbaterii, n-am înțeles urgența, dar poate sigur ar fi motivele. A costat 40 de milioane de euro. A costat 40 de milioane de euro. Față de ce bagă OMV-ul în mass media românească, e un nimic ca tot. Adică trebuie din nou să intervin aici, dar am zis deja, trebuie să avem probleme. Atât costă panseluțele la mine în sectorul 3, doar în sectorul 3 într-un an. Deci suma... Frumoase panseluțe de bani ăștia. De ce n-ați votat? Eu am votat, domnul Băunescu. Nu cred, nu v-am văzut. Nu v-am văzut, am stat și m-am urmărit. O chestiune pe care noi am pierdut din vedere, spuneați de Elveția. Bun exemplu, că oamenii aș votează toate alea. Știți că s-ar putea clasa noastră politică să zică data viitoare, mă băieți, când e o temă importantă, decidem noi în Parlament și nu mai facem referendum. Păi nu, pentru că voi ați demonstrat deja că nu prea, dați voie să vă nu prea vă pasă de chestiunile astea. Ba ne pasă, numai că ne-am votat 300 de membri ai Parlamentului și n-a fost pusă în aplicare. Atunci de ce mare problemă pentru Parlament, da, în meu de vedere. Deci, dacă te duci la referendum, votezi și nu se întâmplă nimic, de ce să te mai duci?
Nu știu, știu că aici, n-aveți răspuns, știu. Știu, în general pun întrebări la care nu aici sunt. E o problemă a clasei politice. Nu pot să răspund în numele clasei politice. Exact, ați spus perfect. Este o problemă a clasei politice care este expirată. Întrebați-i pe cei care au avut guvernarea în ultimii, de când discutăm de un referendum din 2009, nu? Deci în ultimii 9 ani, întrebați-i pe cei care au avut guvernarea. Ei ar trebui să vă dau un răspuns aici. Absolut. Deci eu vă spun, s-a făcut un referendum. S-au stabilit 300 de membri ai Parlamentului cu un sistem unicameral sau bicameral, nu știu cum, făcut din 100 plus 200, da? Senat 100, parcă așa era. Unicameral complet. Sau, era, mi se pare, așa s-a votat. Așa indiferent, 300. S-a aplicat? Nu s-a aplicat. De ce să mai mergi la referendum? Teoretic. Da. Eu am fost la referendum, dar spun așa. Da, e corect. De ce să te duci la referendum? Da. În momentul în care vezi că ai votat, domnule, și votat, ai trecut pragul cu luat, mult și tot ți-ai luat 10 minute, ți-ai luat 20 de minute, o jumătate de oră din viața ta, da, de duminică sau de sâmbătă și te-ai dus să votezi. Pentru ce? Ca să-și bată unii joc de tine? Frere, du-te și votează, că oricum nu faci nimic. Asta este clasa politică de astăzi. Deci indiferent ce spune unul sau altul sau care e... Și un lucru care trebuie luat în calcul este că există o campanie în general împotriva României, în sensul în care România este o țară care îngrădește drepturile de exprimare ale minorităților, ale minorităților sexuale, ale minorităților ale minorităților. Nu, asta e fals, cred că. Păi tocmai asta demonstrează că pe oameni nu îi interesează. Deci un mix de factori, odată, votez la referendum, nu se întâmplă nimic. Ai votat degeaba. În mod normal, azi nu mai trebuie să mă duc la vot, la referendum. Că m-am dus la ala cu 300, nu s-a întâmplat. Multă lume s-a așteptat să treacă pragul și să treacă ușor 30%. Păi de ce s-a așteptat? Bazându-ne clar pe niște calcule greșite. Din moment ce este sistemul politic din România este greșit, pe la rădăcini și v-am spus de ce. Cei care sunt votați pleacă miercuri la în teritoriu, la ei în teritoriu unde sunt votanții lor. Teoretic ar trebui să aibă o comunicare directă cu aceste persoane și să le spună, să discute cu ei, să le spună, băi băiți, e acest referendum, dacă vă duceți așa, dacă nu vă duceți așa, dacă cu tare așa, așa. Nu există comunicare între cei care au votat și ăla care l-a votat și ăla care a votat. Deci cel care este reprezentantul din Parlament nu e reprezentantul oamenilor de acolo. Și-au făcut liste, s-au organizat în așa fel încât să hotărască ei cine ajunge acolo ca să nu creeze probleme. Să stea cu minți. Deci ideea este că sistemul nostru politic e problema. Sistemul nostru politic de astăzi, clasa noastră politică, și-a petrecut cei 27 de ani sau cei 20, se vedea, mă rog, să zicem, ciclic în toată lumea. Trebuie să vii cu o schimbare. Această schimbare nu e ideea de a, nu știu, să dăm foc la guvern și să dăm foc la... Nu. Ceva nu funcționează. Noi, în loc să petrecem timp mai mult pe ce nu funcționează în țara asta, discutăm de 18 sau 22% procent la votul... Pe bune acum. Ce scuze, e posibil ca referendum, a avut loc un referendum și în Olt, nu știu dacă știți, da, au fost dublu chemați oamenii, da, să-și schimbe denumirea. Olt Romanați, exact. Și a câștigat. Și e posibil să fi trecut pragul acel referendum. Mi se pare normal să fi trecut, pentru că atunci, bine, ce a făcut Nicolae Ceaușescu atunci a fost mai mult bazat pe ideea că a vrut să dea mai multă importanță Scorniceștiului și să nu fie Caracalul capitala Romanați. Nu, serios. Da. Atunci când a luat decizia, n-a s-a făcut istorie, probabil că ar trebui să știți mai bine ca mine, dar nu le-am trăit, nu eram născut, dar ideea este că Cioloș v-a umbrit și partea asta. Dar ideea este, nu era o glumă și spectatorii noștri că s-au obișnuit că dânsul e cu Cioloș. Da. Deci, iar Cioloș a demonstrat astăzi, a câștigat 82%, nu? Deci la alegeri, partidul v-a spus bine, v-ați aranjat bine. Deci așteptați-vă că... foarte greșit să creadă un politician așa ceva. Există o teorie în 2012 că cei care nu au venit să voteze la
suspendare de, suspendare. La votul de suspendare a lui Traian Băsescu nu s-a uitat la ar fi fost de fapt susținătorii lui Traian Băsescu, adică aproximativ 55%, ceea ce e fals, evident. Da. Deci, da. În perioada aia te-a suspendat pe eu, să eu zic altceva, dacă tot am început referendumul acesta, indiferent de rezultat, cred că de acum încolo... Și cum e aia, cum zic aia pe stadion, indiferent de rezultat... Da, Dragnea, Dragnea, Dragnea. Dragnea, că vreți să-mi zic pe Dragnea, aș vrea pe Dragnea. Cred că de acum încolo, dacă se va pune vreodată problema căsătoriilor gay, parteneriatelor civile gay... Urmează, se pune și va merge mai departe. Să, cred că ar trebui să urmăm același traseu democratic pe care l-am urmat și în cazul acesta, adică să facem referendum. Pentru că ar fi incorrect să vezi o chestiune trimisă la referendum și o chestiune similară, de caz contrar, să fie rezolvată în Parlament sau de către Curtea Constituțională. Mie nu mi se pare regulă. Adică mi s-ar părea normal ca și acea poveste... Noi avem alte probleme ca țară. Nu știu. Avem probleme mari. Poate, ne ocupăm și de alte lucruri. Păi da. Tema asta agenda și pe de altă parte se distruge agenda publică e diversă. Statului. Și dacă este o chestiune care interesează, iată, pe 20% dintre români, eu zic că aia e o chestiune importantă. Sunt 20% dintre români. George, după vine iarna, vine frigul, vin facturile. Nu să avem gaze, vreo 6 zile. Bine, și mai rău. Ideea este că sunt probleme mult mai mari de substanță în statul român. Noi suntem victimele, stați puțin. Dar dacă 1% din populație are o problemă. Nu te uita la acea problemă, acea problemă trebuie rezolvată. Auzi, de acord. Să o rezolvăm. Nu? Cum rezolvi tu ședința de la Timmermans, la care nu știu cine a venit dintr-o dată după să ne spună? Nu m-a chemat domnul în ședință. Timmermans? După mine m-a convocat. A chemat clasa mine... politică expirată, asta vreau după să spun. După mine m-a convocat în urgență, deci, așa spune deci, Traian Băsescu. În urgență, lui, în urgență, în Joana. Urgență. Deci nu pe mine m-a chemat. Deci în urgență, da, nici în urgență, decizia tot în noiembrie o luau, indiferent de ședința asta. Ședința asta era făcută ca să mai dăm două palme. Ideea este că politica noastră externă, eu cred că ar trebui să fie gândită cu un plan pe ceva în viitor. Astfel încât să faci alianțele necesare în Europa, în mod pozitiv, nu în mod negativ, să atași pe cineva, astfel încât, nu știu, nu mă gândesc neapărat la refacerea Bizanțului sau la aia, sau la aia, sau la aia, nu. Dar să te duci să vezi țările care sunt de aceeași părere cu tine și care trăiesc aceeași situație, să faci o alianță cu ei și altfel îți pui punctul de vedere. Noi ne-am dus acolo... să luăm bătaie, să ne înjure ăla care abar n-avea despre ce vorbea. Da, dom'le, da. Nu sunt împotriva Europei, repet, sunt cetățean european. Nu cred că România a fost înjurată acolo, ci a fost cum înjurată e? Acei reprezentanți ai clase politice de care vorbiți. Stați puțin. Haideți să fiți da. Că nu s-a luat Timmermans nici de mine, nici de Irina, nici de Bobby. În da? Ziare, știți cum scrie în ziare? În ziarele internaționale? Trebuie, scrie Romanian Government. Despre aia scrie. Atâta contează. Romanian. Nu știu, da. Romanian. Nu scrie government. Data viitoare să nu facem ca astăzi să ieșim la vot și poate alegem altceva. Nu. Deci, până la urmă... Nu, n-avem ce să alegem dacă sunt... Fie că ne convine, deci, fie că nu, oamenii ăștia deci reprezintă mergi, astăzi da, România. De acord, dar inclusiv nu doamna sunt... Dăncilă, de care ceas că aveți așteptări de la un reprezentant al României să știe 5-6 limbi străine. Păi doamna Dăncilă vorbea cu oamenii aia care știau engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, cam toate limbile posibile în Europa, ea vorbea cu translator. Deci la nivelul ăsta suntem. Să nu ne plângem. I-am votat. Pe doamna Dăncilă, pe domnul Dragnea. Dar contează reprezentanții să spui ceva important chiar cu translator. N-am așteptat nici din zona asta. Eu l-am văzut pe președintele României care vorbea germană la Ziua Națională a Germaniei. Era de așteptat. De ce? Să vorbească germană. A, că e neamț. Da. Bine, adică vorbește și engleză. Acum, mă rog, ideea e că a votat și Klaus Iohannis, într-adevăr, la referendum. Au fost și aici comentarii, în fine. De ce comentarii? E o acțiune civică. E o acțiune civică, exact. Până la urmă și-a exercitat dreptul la vot. E absolut în regulă. Dar e un vot la alibi, totuși, pentru că dacă vrea să transmită cu adevărat un semnal, ar fi ieșit duminică, adică astăzi, de dimineață, ca să transmită cu adevărat semnalul că merge către și că dacă susține fost, votul, da. Da, văzând asta contează mai puțin. Poate n-a vrut să fie interpretată deloc. Păi, nu, eu mă aștept de la politicieni să-și asume niște poziții clare, oricare ar fi. Dar nu pe asta. Dom'le, asta e o problemă falsă. Nu știu dacă e falsă dacă sau nu. Dacă fost advisor... 20% dintre o secundă. Asta nu... Mai avem 10 secunde, domnilor. Deci, dacă aș fi advisorul președintelui României de astăzi, eu mă duceam direct sau îi
la advice, ca să zicem așa, se ducă direct la Bruxelles să spună, băi, stați puțin. Dacă este guvernul ăsta care nu performează, e o chestie, dar nu atacați Din păcate trebuie să ne oprim. Am înțeles, v-ați sunat de la Cotroceni și v-a zis să nu mai vorbim. Nu, să termine emisiunea. Să termine emisiunea. Publicitate și de la fix. De la fix Andrei Bădin, da, sigur că da. Și de la fix Enchi și Urnele. Ce să mai vorbim? Mai aveți puțin de votat. Da, acum repede, în 5 minute. Autografe la toate secțiile de votat. Mulțumim foarte mult, punem punct aici și discuției, rămâneți pe Dăunul TV.